sunt învățătoarea Tatiana Purcaci și din nou vă invit în miraculoasa lume a literelor, care stau frumos aranjate în fermecătoarea carte abecedară. Această lecție virtuală este pentru elevii curioși din clasa 1. Ascultați cu atenție următoarele versuri și descoperiți cuvinte în care se aude sunetul J. Litera copilărie, ce aduce bucurie, prin joc, joacă, jucărie. E o literă de gală, de o simplitate rară. Un cârlig agățător îl găsești și în jucător. În care cuvinte am auzit sunetul J? Joc, joacă, jucărie, jucător. Ne amintim că aceste cuvinte fac parte din aceeași familie. Care alte cuvinte mai cunoașteți din această familie? Atenție! Jucărie, jucător, joacă, jucăuș, a se juca. Ne amintim că la lecția precedentă am învățat sunetul și litera J. Mică. Astăzi continuăm să învățăm sunetul J și litera J mare, de tipar și de mână. Cunoașteți cuvinte în care se scrie litera J mare? Iată câteva exemple. Janeta, Javgur, Eugen Jianu, Japonia. Janeta este nume de persoană. Eugen Jianu este nume de persoană, este un scriitor cu numele de familie Jianu. Javgur este o denumire de localitate. Japonia, cunoașteți, este denumire de țară. În aceste cuvinte auzim la început sunetul J. Aceste nume se scriu cu litera J mare. Să observăm următoarea imagine. Ce observați în imagine? În imagine observăm un grup de copii care se joacă. Unde sunt copiii? Copiii sunt afară. Cum se simt copiii? Observați! Copiii sunt fericiți. Descrieți anotimpul din imagine. În imagine este iarnă, este zăpadă și totul în jur este alb. Dar cunoașteți voi care sunt regulile de securitate pe care trebuie să le respectăm iarna atunci când ne jucăm în zăpadă cu copiii? În timpul iernii, la joacă, în zăpadă, este important să ne îmbrăcăm bine, să nu răcem. Să nu aruncăm cu bulgări de zăpadă în față. De asemenea, să evităm alunecările pe gheață, care pot duce la traumă. În continuare, vom citi cuvintele. Atenție! Jenică. Jenică. Janeta. Janeta. Joacă. Jucărie. Bujori. Obraj. Acum să analizăm următoarele cuvinte după algoritm. Numărul de silabe, numărul de litere, numărul de sunete, câte vocale și câte consoane se aud în acest cuvânt. Avem cuvintele janeta și jenică. În cuvântul jenică este alcătuit din 3 silabe, din 6 litere, 6 sunete, se aud 3 vocale și 3 consoane.
În cuvântul Janeta, observăm, este alcătuit din 3 silabe, 6 litere, 6 sunete, 3 vocale și 3 consoane. Observăm că în ambele cuvinte sunetul J se aude la începutul cuvintelor. De asemenea, aceste cuvinte sunt nume și se vor scrie cu litera J mare. Să înțelegem următoarele cuvinte. Observăm imaginile și cuvintele. Cuvântul cojocel este o haină groasă pentru copii. Bujor, ține minte și de la lecția trecută, este o denumire de floare. Vedem și imaginea. Cuvântul rumen este o culoare purpurie. Rumen poate fi un colac. Și avem expresia rumen ca bujorul. Este o expresie folosită atunci când obrajii sunt roșii din cauza frigului. Copii, cuvintele analizate, cuvintele citite mai devreme, ne vor ajuta să înțelegem mai bine textul care urmează să îl citim. Textul care îl vom citi la lecția aceasta se numește La joacă. Ascultăm și urmărim atent textul. La joacă. Jenică a îmbrăcat cojocelul și a ieșit la joacă. Jujucă s-a luat din urma lui. Copiii se jucau cu bulgări de nea. Obrajii lor erau rumeni ca bujorul. Hai să facem un omuleț, a propus Jenică. În scurtă vreme, omulețul era gata. Vai, el tremură de frig, a strigat Janeta. Îi aduc imediat mănuși, căciulă și fular. Vă recomand să citiți acest text de mai multe ori pentru a înțelege conținutul cât mai bine. Iar în continuare, pentru a demonstra înțelegerea textului, vom formula răspunsuri complete pentru următoarele întrebări folosind informații din acest text. Atenție la întrebări! Prima întrebare. Despre cine se vorbește în text? Observăm atent textul și descoperim următoarele răspunsuri. În text se vorbește despre Jenică, despre copii, Janeta. Următoarea întrebare. Cine l-a urmat pe Jenică? Afară, vă aduceți aminte. Jujucă s-a luat din urma lui. Deci acesta este răspunsul. Jujucă l-a urmat pe Jenică. Ce făceau copiii? Copiii se jucau cu bulgări de nea. Următoarea întrebare. Cum erau obrajii copiilor? Obrajii copiilor erau rumeni ca bujorii. Ce au hotărât ei să facă? Ei au hotărât să facă un omuleț de zăpadă. Observăm în text. Hai să facem un omuleț! Cu ce a fost împodobit omul de zăpadă? Găsim în text răspunsul. Janeta a spus că îi aduce imediat mănuși, căciulă și fular. Deci omulețul de zăpadă a fost împodobit cu mănuși, căciulă și fular. Acum să completăm și următoarele expresii. Să observăm mai întâi imaginile și să citim prima parte a expresiei. Ușor ca, oare ce poate fi? Ușor ca pana. Rumen ca, ne amintim, în text am citit, rumen ca bujorii. Jucăuș ca fulgur. Și deasă ca peria. Să alcătuim și o propoziție cu careva din aceste expresii.
De exemplu, eu am luat expresia ușor ca pana. Propoziția mea este următoarea. Ghiozdanul meu astăzi este ușor ca pana. Sau expresia deasă ca peria. Ieri a fost o ceață deasă ca peria. În continuare, vom descoperi următorul enunț. Citim mai întâi cuvintele. Cățel, un, e, jujucă, jucăuș. Primul cuvânt este jujucă, observăm și la ecran. Următorul cuvânt e, urmat de un, cățel. Ce fel de cățel? Jucăuș. Deci am obținut propoziția jujucă e un cățel jucăuș. În continuare vom scrie litera J mare de mână. Observăm în modelul de la ecran cum se scrie litera J mare. Pentru a scrie litera J mare se scrie pe trei spații și seamănă cu litera I mare, care continuă sub rând cu o buclă. Atenție! Așa. Observăm și următorul model. Observăm că se scrie pe trei spații. Așa. Copii, pentru exersare, vă recomand să scrieți pe caietele de linii trei rânduri de litera J mare. Dar înainte de a scrie, vă reamintesc să păstrați ordinea pe spațiul vostru de lucru, să păstrați poziția corectă la scris. Imediat după ce veți scrie litera J mare de mână, veți transcrie și următoarele propoziții. Dar înainte de a transcrie propozițiile, va trebui să le completăm cu cuvintele de mai jos. Observăm propoziția și selectăm cuvântul care se potrivește. Jenel are o joacă nouă. A doua propoziție. Ce are bujor la micul dejun? Următoarea propoziție. Unde e jucăria lui Jurjac? Și ultima propoziție. În odaia lui Jenel este o etajeră. Deci, iată, aceste propoziții le veți transcrie în caietul de linii. Pentru a verifica corectitudinea propozițiilor scrise, vă puteți orienta după exemplul de la ecran. Iar cu această lecție virtuală a ajuns la sfârșit. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc aceeași experiență frumoasă în călătoria voastră în lumea literelor.